Iubiți frați și surori, mă bucur ca în seara aceasta să fiu împreună cu dumneavoastră aici în casa Domnului. Am început să-mi fac un obicei din a veni la Micălac atunci când trec munți încoace. Acum, dacă obiceiul e bun sau nu, o să confirmați dumneavoastră lucrul acesta cu timpul. Dar eu totdeauna m-am simțit bine la Micălaca, chiar și cu 20 de ani în urmă când veneam la seri de tineret și nu erau foarte mulți tineri, dar un grup de tineri așa cu care aveam momente plăcute și frumoase. Mi-am amintit de momentele acelea și astăzi, totdeauna când vin la Micălaca, vin cu o mare bucurie. Aș vrea și în această seară, în măsura timpului, în măsura tot ceea ce ne-a rânduit Dumnezeu, aș vrea să laud pe Domnul și cu o cântare. Așa după cum vedeți, cântările mele au o anumită tentă, ca să spun așa, la fel cum proroci în Vechiul Testament, unul era supranumit prorocul lacrimilor, altul ca Ezechiel, știu eu, prorocul nenorocirilor, și cântările mele și câteodată chiar și cuvântul, dar mai mult cântările, au această amprentă a ultimilor ani ai vieții mele. De aceea aș vrea să cânt înainte de a începe să vorbesc din cuvântul Domnului, aș vrea să cânt o cântare. Mi-ar fi plăcut și mie să am un drum ușor, să merg prin câte cântă și nu prin câte dor, dar aș fi fost atunci un pai uscat și sec și primul prag de flăcări n-aș fi putut să-l trec. O slavă ție, Doamne, că în viață mi-ai făcut să am de lacrimi parte și nu de un drum plăcut, că n-am zburat prin cântec, ci m-am târât prin plâns. Că așa m-ai vrut, Iisuse, la pieptul-ți drag m-ai strâns. Mi-ar fi plăcut și mie să strâng în loc să dau, să cânt în loc să sufăr și în loc să alerg să stau. Atunci în viața aceasta aș fi trăit ușor, dar cum mi-ar fi fost oare când ar fi trebuit să mor? O slavă ție, Doamne, că în viață ne-ai făcut să avem de lacrimi parte și nu de un drum plăcut, că n-am zburat prin cântec, ci ne-am târât prin plâns. Că așa ne-ai vrut, Iisuse, la pieptul-ți drag ne-ai strâns. Mi-ar fi plăcut și mie să cânt în loc să lupt, să privesc de departe cum toate vin, se duc. Dar tu în viața asta de mult m-ai ales și n-aș putea, Iisuse, să stau fără să alerg. O slavă ție, Doamne, că în viață mi-ai făcut să am de lacrimi parte și nu de un drum plăcut,
căci asta este calea ce duce către rai. Te rog, Iisuse, Doamne, putere să ne dai, căci asta este calea ce duce către rai. Te rog, Iisuse, Doamne, putere să ne dai. Amin. Cuvântul Domnului spune în Coloseni, în capitolul 3 cu versetul 1, spune: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Multă vreme am crezut, când eram copil, căci versetul acesta și textul acesta se citea numai joi seara pentru frații care nu veniseră la adunare, pentru cei de pe holdă, cum se spune. Așa am avut sentimentul, că totdeauna frații predicau pentru cei care nu erau prezenți și erau poate la lucru undeva. Să umblăm după lucrurile de sus. O trecut vremea, m-am dus în Moldova și eram undeva la o biserică într-o joi și lângă biserică doi frați au demontat un cap de tir, tot motorul, tot l-au făcut bucăți, au schimbat ei ceva la el și până la venirea nopții o trebuie să-l ansambleze din nou, pentru că era întins tot pe nailon prin curtea bisericii. Ei stăteau lângă, dar curtea lor era strâmtă și le-a trebuit un loc mai larg. Și în curtea bisericii, lateral, așa în curte, au întins. Și fratele care au ținut slujba citea versetul acesta uitându-se pe geam: Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Aluzie la frații care montau capul tractor, că umblă după lucrurile de jos. De aceea, în seara aceasta, am ales acest text din Apocalipsa, pentru ca să ne dumirim, dacă putem să spunem așa, și să înțelegem care sunt lucrurile de sus. Și în antiteză cu lucrurile de sus, vom înțelege care sunt lucrurile de jos, la care se referă Scriptura. Dar n-avem cum să știm care sunt lucrurile de sus și n-avem cum să ne dăm după părerea și n-avem cum să dăm după ureche și să spunem: măi, cam astea ar fi lucrurile de sus sau de jos, până când nu vedem pe cineva care a fost acolo. Și cuvântul Domnului spunea în versetul 1 din capitolul 4, citit de către fratele, spunea că într-o zi Dumnezeu îi deschide lui Ioan o ușă în cer și face o invitație și spune: Ioane, vino aici, că vreau să-ți arăt unele lucruri. Și de aceea am ales cuvintele lui Ioan ca să vedem lucrurile de sus. Și în antiteză cu lucrurile de sus, să știți că acelea sunt lucrurile de jos. Dacă lucrurile de jos ar fi mersul la holdă, n-ar mai merge nimeni. Dacă lucrurile de jos ar fi poate serviciul care îl avem, nu s-ar mai duce nimeni, înseamnă că toți ar trebui să stăm acasă. Dar vreau să vedem care sunt lucrurile de sus și imediat ne vom da seama care sunt și lucrurile de jos. Și aceste lucruri de jos, într-adevăr, sunt periculoase. Ascultați, când a fost invitat Ioan în ceruri, când a ajuns acolo, a văzut cele patru făpturi vii și el le descrie cu cuvinte omenești. Eu nu pot să-mi închipui cum arată o făptură vie plină cu ochi pe dinainte, pe dinăuntru și pe din afară. Nu mi-o pot închipui și nu vreau să vă explic în seara aceasta. Însă, când a intrat acolo, a auzit ceea ce strigau cele patru făpturi vii. Și strigau așa: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu. E drept că frații mai de mult spuneau că Dumnezeu e sfânt de trei ori. Dumnezeu e veșnic sfânt. Dacă ar fi trebuit să se scrie sfințenia lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură nu mai erau alte cuvinte decât cuvântul sfânt, 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 sfânt. Dar s-a scris de trei ori aici
Dar de fapt noi înțelegem continuitatea sfințeniei lui Dumnezeu, sfințenia lui veșnică. Și lucru care este în ceruri și după care trebuie să umblăm noi pământenii, este sfințenia, dar nu orice fel de sfințenie, ci sfințenia despre care spun cele patru făpturi vii. Strigau zi și noapte fără încetare, în continuu, sfânt, sfânt, sfânt. După asta trebuie să umblăm noi. Ăsta e lucru de sus, sfințenia continuă. Nu o sfințenie temporară, sfânt în adunare și nesfânt la serviciu, sfânt în curtea adunării și nesfânt în tramvai, sfânt în Ungaria și nesfânt în Moldova, sfânt în Europa și nesfânt nu știu unde. Mă înțelegeți? Ci sfințenia lui Dumnezeu trebuie să fie în noi una continuă. Și la întuneric, și la lumină, și departe, și aproape, și în avion. Am auzit odată o mărturie a unui frate la o nuntă. Era în spatele meu și vorbea cu cineva și povestea cum a fost când s-a urcat el prima dată în avion și a zburat în Canada sau în America. Și eu știam că el avea o problemă cu un frate în adunare, nu era din sectorul meu, dar fiind o biserică apropiată, eu știam că ei avea o problemă gravă între ei. Și l-au auzit aici în spate spunând la ceilalți, zice, când m-am urcat în avion, zice, l-am iertat și pe cutare și i-o dat numele, adică pe dușmanul lui. Zice, l-am iertat și pe el, dar numai în avion? Sfânt în avion și nesfânt jos? Să umblați, să umblăm după lucrurile de sus. Sfințenia continuă, fără sinusuri. Este sfințenia de care Dumnezeu o dorește de la noi. Și în contradicție cu sfințenia, e păcatul. Sunt lucrurile cu care ne confruntăm în fiecare zi și cu care avem de-a face. De aceea omul lui Dumnezeu a spus, asta m-a auzit spunindu-se în cer. Și în cer este lucrul acesta. De aceea Dumnezeu spune că nimic întinat și nimic spurcat acolo nu va intra. Pentru că acolo este o sfințenie continuă. Slăvit să fie numele Domnului. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Să umblăm după lucrurile de sus. Să ne dăm silințele să umblăm după lucrurile de sus. Pentru că dorind o sfințenie continuă, ca Enoch, ca alți oameni al lui Dumnezeu, într-o zi spune, Gheorghe, Ion, Maria, ți-ai încheiat socotelile cu viața aceasta? Hai la mine și continuă-ți sfințenia împreună cu cele patru făpturi vii, care strigă fără încetare, Sfânt, 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 Sfânt este Domnul Dumnezeu. Hai și continuă! Pentru că tu ți-ai dorit, pentru că tu te-ai luptat, pentru că tu ți-ai dat toate silințele de aici de jos ca sfințenia ta să nu fie una cu întreruperi, ci din toată inima ți-ai dorit să fie o sfințenie continuă. Și în întuneric, și când sunt la calculator, și când sunt în afara calculatorului, și cum se spune, și online, și offline, să fii tot timpul în sfințenie. Asta e un mare lucru. Și asta vrea să spună Domnul, umblați, dacă am înviat, dacă am înviat, dacă am intrat în apa botezului și am spus că de acolo am înviat o făptură nouă, atunci trebuie să umblăm după lucrurile de sus. Și unul din lucrurile de sus e acesta. Sfințenia continuă. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru. Am ales patru. Poate ele ar putea să fie mai multe, dar am ales patru în seara aceasta. Versetul 10 de aici din Apocalipsa, din capitolul 4, ne spune că cei 24 de bătrâni, și fratele anticipa puțin, că cei 24 de bătrâni cădeau. Ei cădeau și cununile pe care le aveau și le aruncau înaintea lui Dumnezeu, în închinarea lor. În închinarea lor, făceau aceste gesturi înaintea lui Dumnezeu. Sunt importante gesturile înaintea lui Dumnezeu.
Să nu credeți că o ridicare de mână nu e importantă înaintea lui Dumnezeu. Să nu credeți că, știu eu, o rugăciune cu o voce mai înceată, mai tare sau cumva, nu are importanță înaintea lui Dumnezeu. Are! Iată că gestul acesta îl consemnează Ioan, că ei se aruncau și apoi își aruncau și cununele. Închinarea e un lucru de sus. Și după aceasta trebuie să umblăm. Păi zice, marți, vin 7, 8, 10, n-ar rost să mă mai duc. Numai genoflexiuni, zice, când coborâm jos pe genunchi, iar ne ridicăm. Nu, fraților. Închinarea în momentul acesta, în ceruri, cei 24 de bătrâni fac lucrul ăsta. Se aruncă cu fața la pământ. Se aruncă înaintea lui Dumnezeu și cununile lor le dau jos de pe cap și le aruncă și ele înaintea lui. Închinarea nu e ceva plictisitor de marți seara, nu e ceva plictisitor de joi seara. Închinarea nu e ceva la care vin numai frații pensionari, că noi tinerii n-avem chef. Închinarea e ceva ce face parte din ceruri, după care trebuie să umblăm de aici, pentru că avem pretenții să moștenim cerul și să ne închinăm o veșnicie împreună cu Dumnezeu, împreună cu cele 4 făpturi vii și împreună cu cei 24 de bătrâni. Asta e pretenția noastră, pentru că așa am spus în apa botezului, că vrem să-L urmăm și că vrem să ajungem acolo cu El. Și Domnul zice, umblați după închinare. Nu trebuie închinarea să fie ceva plictisitor, ceva greoi. Și mă duc numai la 10 fără 10, că se termină ora de rugăciune și după aceea îmi place. De acolo, parcă mă simt altfel, dar până acolo mi-e greu. Acești. Și e foarte interesant că Scriptura consemnează că erau bătrâni, nu tineri. Și nu le era greu să se arunce în jos. Era undeva prin 95-96, eram aici în Arad și am văzut mai multe afișe prin oraș, concert creștin în piața Avramiancu. Curiozitatea, nu? Eram învățat în biserica din Agrișul Mare într-un anume fel și când am ajuns acolo mi s-a părut ceva dubios. Cei care erau acolo pe scenă, și acum fac legătura cu textul acesta, cu închinarea de aici. Fac legătura. Tinerii aceștia, nu mai vorbim de modul cum erau îmbrăcați, aia nu o mai discut în seara aceasta, vreau doar să vă spun modul cum se închinau. Tinerii aceștia erau cu niște chitări și contrar a ceea ce spune Sfânta Scriptură, că cei 24 de bătrâni se aruncau în jos, aceștia cu chitările tot timpul tindeau în sus. În închinarea lor aveai impresia că și-au zborul cu chitările în sus. Păi, ceva nu potrivește. Parcă închinarea bătrânilor, a celor 24, e altfel decât închinarea unora din ziua de astăzi. Nu există închinare care să tindă în sus și să arunce pletele cuiva în vânt. Adevărata închinare, chiar dacă cineva rămâne pe picioare, chiar dacă cineva se proșterne, adevărata închinare e când inima se coboară jos de tot și singurul care rămâne sus e Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Asta e adevărata închinare. Și asta trebuie căutată, frați și surori. Trebuie umblat după ea. Vezi că nu găsești un lucru într-un loc și te duci dincolo. Nu-l găsești la Brico, te duci la Dedeman, nu-l găsești la Dedeman, te duci, nu știu, nu fac reclamă, că nu acesta mi-e scopul, dar vreau să vă spun, umblăm, nu? Umbli după un lucru, că-ți dorești lucrul ăla și dacă nu-l găsești dincolo, te duci dincolo. Cam asta vrea să spună omul lui Dumnezeu în Coloseni, să umblăm. Închinarea face parte de sus și lipsa închinării, lipsa dorinței după închinare, e o problemă. E o problemă. Al treilea lucru care l-am găsit aici și versetul 9 spune, pe când aceste 4 făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri. Noi la timpul de rugăciune, duminica, joia, obișnuim să facem câte o rugăciune de mulțumire, nu? Dar în ceruri mulțumiri pentru ce? Pentru ce în ceruri mulțumiri?
Mulțumim Domnului că am luat bacalaureatul, mulțumim Domnului că s-a născut copilul sănătos, mulțumim Domnului că ne-am căsătorit, mulțumim Domnului că atâtea lucruri, mulțumim, avem aer, avem apă, avem cu ce ne îmbrăca, vedem lumina zilei, mulțumim, dar în ceruri mulțumire? De ce? Nu vi se pare interesant? Acolo când Dumnezeu e prezent și nimeni n-are nevoie de nimic, n-are nevoie nici de îmbrăcăminte, n-are nevoie nici de încălțăminte, n-are nevoie nici de protecția lui Dumnezeu, ca să spunem așa, Doamne, călătorim cu mașinile, cu avioanele, cu atâtea sisteme astăzi, avem nevoie de protecția lui Dumnezeu, dar în ceruri? Ce ziceți? Ăsta e un lucru de sus. E din ceruri mulțumirea. Și după asta trebuie să umblăm. Ceva care este împotriva mulțumirii sau în antiteză cu mulțumirea, ce ar putea să fie? Nemulțumirea. Știu că în județul Arad nu sunt nemulțumiți. Eu de-aia îmi place să vin câte o săptămână pe aici, vara, că oamenii nu sunt, toți sunt mulțumiți. Știu că aveți niște drumuri așa, mai ales înspre Pâncot, acolo, grozave de tot, dar toți oamenii sunt foarte mulțumiți. Tinerii sunt mulțumiți în Arad. Nimeni nu-i nemulțumit. Dincolo, în Moldova, e mai multă nemulțumire. Frați și surori, boala secolului, să știți că nu-i cancerul, să știți că nu-i diabetul, boala și plaga care a cuprins omenirea și în mod deosebit statele care au ieșit din comunism, este starea aceasta de nemulțumire. Oamenii nu mai sunt mulțumiți cu nimic. Să vă dau numai un exemplu și pot părea îngust la lucrul acesta. Sunt oameni, sunt frați, sunt surori care nu mai sunt mulțumiți cu culoarea lor a părului și le-a dat-o Dumnezeu. Și spune, nu, trebuie altfel. Și asta și m-am gândit, Doamne, oare câte femei sunt la oncologie, la Cluj, la Timișoara, care n-au niciun fir de păr pe cap și și-ar dori să aibă părul natural dat de Dumnezeu. Și nu-l au. Și câți alții îl sfidează pe Dumnezeu, poate, făcându-l în 7 culori. E mulțumire? Asta nu e mulțumire, asta e nemulțumire. Suntem nemulțumiți cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cu ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi. Mi-aduc aminte, eram în grădiște, m-am întâlnit cu un băiat, într-adevăr era scund așa de statură, era un băiat simpatic în felul lui. Nu eram foarte apropiat prieten cu el, dar m-am întâlnit într-o stație de tramvai și știindu-ne așa de la biserică, din două vorbe până ce a venit tramvaiul, deja era pe linie, am întrebat două vorbe, ce faci, cum ești? Și stând așa, datorită obsesiei care avea, o sărit de lângă mine pe o bordură și o zis, George, cu atâta dacă aș fi mai înalt, ar fi extraordinar. Atât! Atât a greșit Dumnezeu pentru el. Și era nemulțumit continuu pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el. În rest, toate erau bune, dar numai cu atâta dacă era mai înalt, era perfect. Frați și surori, mulțumirea este un mod de închinare al nostru înaintea lui Dumnezeu. Oamenii aceia, prin faptul că mulțumeau, oamenii, ființele acestea, se închinau înaintea lui Dumnezeu prin faptul că mulțumeau, prin faptul că aduceau mulțumiri. Aceasta era o închinare. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, zice cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în privința aceasta nemulțumirii, eu nu vreau să mă duc mai departe, pentru că aici avem fiecare colțișorul nostru unde ne știm cel mai bine. Dar să știți că mulțumirea e un lucru de sus, după care trebuie umblat. Nu se câștigă mulțumirea așa, ne-am născut mulțumiți. Tendința noastră este a fi nemulțumiți. Și atunci când suntem nemulțumiți, rețineți, e un lucru foarte periculos, pentru că facem jocul satanei. Primul nemulțumit din univers a fost diavolul. El a zis, aici unde stau nu-i bine, zice, mă voi sui mai sus. Și Dumnezeu a zis, nu, dimpotrivă, te vei coborî
mai jos. Și atunci când suntem nemulțumiți, fără să știm, trecem de partea satanei, inevitabil, fără să ne dăm seama, facem joc cu celui rău atunci când suntem nemulțumiți, cu orice fel de nemulțumire. Pentru că trecem de partea lui, pentru că el stă în fruntea nemulțumiților, în fruntea nemulțumiților din univers, și știți că focul a fost pregătit pentru ei? Și oamenii nemulțumiți, care nu umblă după mulțumire, să caute să fie mulțumiți. Vreau să vă spun că nu e ușor. Dar mulțumirea se poate căuta. Nu e ușor să fii mulțumit cu ceea ce a îngăduit Dumnezeu în viața ta? Ca om, ai idei, ai gânduri, ai planuri și spui, ei, dacă era așa, dacă vedeai cu amândoi ochi, dacă puteai să conduci, dacă puteai să faci așa, dacă puteai să citești, dacă puteai. Sunt aceste dacă. Însă când aceste dacă, împreună cu închinarea noastră, le punem la picioarele lui Dumnezeu și zicem, Doamne, îți mulțumim, atunci ne încolonăm în spatele marelui comandant de oști a lui Dumnezeu și spunem, Doamne, suntem mulțumiți cu ceea ce ai îngăduit în viața noastră. Slăvit să fie numele Tău. Tot versetul 9 spune, când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri. V-ați gândit că noi oamenii putem să umblăm după slavă? Și slava e un lucru de sus. Și va spune cineva, frate George, până aici ai zis-o cum ai zis-o? Dar slava Dumnezeu nu și-o împarte cu nimeni. E mare adevăr. Dumnezeu nu dă din slava Lui la fiecare dintre noi să și-o împartă. Însă Dumnezeu, pentru biserică, a hotărât momente când coboară și ne umbrește slava Lui, slăvit să fie numele Lui. Asta e diferența între teatrul de stat Ioan Slavici și biserica pentecostală din oraș, indiferent care ar fi ea. Asta e diferența, că aici vine slava lui Dumnezeu. Acolo nu vine. Și după aceasta, noi suntem datori să umblăm. Ăsta e lucru de sus, ca biserică să ne dorim slava lui Dumnezeu și să amintea la început aici, în timpul cântărilor, să dorim slava lui Dumnezeu, să dorim prezența lui Dumnezeu. Asta e un lucru mare. Îmi aduc aminte, tot aici la Agrișul Mare, eram tânăr, venea fratele Marțiș de la Pâncota, un frate scund așa de statură, nu era un predicator mare, n-avea nume și vorbea așa de încet, la început. Mai erau unii frați de acolo din spate care ziceau, frate Marțiș, vorbește un pic mai tare. Primele 5, 7, 10 minute vorbea încet. Dar când venea Duhul lui Dumnezeu și s-aprindea adunarea dintr-un colț, nu mai puteai să-l mai oprești pe fratele Marțiș, vorbea cel mai tare. Și când începea de aici un amin și până în celălalt capăt era ca un fulger, se ducea și se aprindea biserica. Știți de ce? Pentru că slava lui Dumnezeu cobora. Nu trebuia să fie, știu eu, mare artist în ale cuvântului. Venea slava lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte doar de frânturi, mi-aduc aminte de soră care a început să cânte cântarea și nu s-a mai putut să o ducă cântarea la sfârșit. Și a început adunarea în cuvinte, în alte limbi și în rugăciune și jumătate de oră a fost rugăciune pentru că o pleca sora cu o cântare și s-a oprit în cântare și a început să vină slava lui Dumnezeu peste tot ce a fost acolo. După aceasta trebuie să umblăm, să căutăm prin viața noastră, să facem ca slava lui Dumnezeu să vină peste noi, să vină peste biserica lui Dumnezeu. Asta e lucru important. Vreau să dau un exemplu din Scriptură și vreau să mă apropii de încheiere. Aduceți-vă aminte de preotul Eli. Era bătrân, nu mai vedea. Stătea undeva la uliță, pe un scăunel. Spune cuvântul Domnului că era un bărbat gras, un bărbat greu. Și asculta ce vești vin din război, pentru că el avea doi copii care erau în război. Și se aude un vuiet și vine cineva și aduce vești. Și a ajuns prima veste la urechile lui și a zis, Israel a pierdut astăzi lupta. Prima veste. A doua, fiii tăi a murit. Și el rămâne pe scăunel. Nu se clatină când a auzit că Israel a pierdut lupta, când a auzit că copiii lui sunt morți,
Dar imediat îi se spune, și chivotul Domnului a fost luat. Spune cuvântul Domnului că Eli a căzut și a frânt ceafa și a murit. Și în clipele acelea, onoră de-a lui a născut un copil și i s-a pus numele Icabod. Când Eli moare, moare pentru că a auzit cuvintele acestea și chivotul Domnului a fost luat. Știți ce însemna chivotul Domnului și prezența chivotului lui Dumnezeu în adunarea și în poporul și în tabăra lui Israel? Însemna prezența lui Dumnezeu. Și când Eli a auzit lucrul ăsta, cu alte cuvinte a zis, nu mai are rost să trăiesc, că s-a dus slava din Israel. Am dorit să vină slava Domnului peste biserica lui din România, peste biserica lui din Michelaca, să aducă Domnul slava lui. Dacă se duce slava lui, se nasc icabozi, tot mai mulți, tot mai mulți, fără slavă, fără slavă, fără slavă. Dar dacă vine slava lui Dumnezeu, atunci avem cu toții de câștigat. Binecuvântat să fie numele Domnului în seara aceasta. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Dacă deci am înviat împreună cu Hristos, să umblăm după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.